Cheamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Domnului. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Să veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Aclamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Legea Ta, Doamne, m-am supus voinței Tale. Dreptatea Ta nu am ascuns-o, ci am pus-o în inima și pe buzele mele.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iar noi se cuvine să ne lăudăm în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. În El este mântuirea, viața și învierea noastră. Prin El am fost mântuiți și eliberați. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfințite în zile voastre, părinți concelebranți, dragi frați, călugări și aspiranți la viața consacrată, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, în această seară celebrăm cina cea de taină, adică Iisus ne cheamă și pe noi, așa cum a chemat pe apostoli, în cenacolă, aici, în această biserică catedrală, unde este prezent El, dorind să ne lase trupul și sângele Său, dorind să ne lase iubirea Sa, chemându-ne să facem aceasta în amintirea Lui. Ne bucurăm așadar să trăim acest moment sfânt, Joia Sfântă, cina cea de taină împreună cu Iisus. Pentru a fi vrednici de asta, la masa Lui, pentru a-L primi în inimile noastre pe El și a face ceea ce El ne-a învățat, mai ales iubirea, să ne recunoaștem păcatele. Cerem iertare pentru tot ce am greșit, mai ales împotriva iubirii. Mărturisesc. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
ne rugăm. Dumnezeule, Tu ne-ai chemat să luăm parte la cina preasfântă, în care Fiul Tău născut înainte de a se da pe sine la moarte, a încredințat bisericii sale jertfa nouă a legământului veșnic, ospățul iubirii sale. Dă-ne, te rugăm, harul ca din acest mister atât de mare să sorbim plinătatea iubirii și a vieții. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Învățături despre cina pascală, citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul le-a zis lui Moise și lui Aron în fața Egiptului: luna aceasta să fie pentru voi începutul lunilor. Ea să fie pentru voi întâia între lunile anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel: în ziua a 10-a a lunii acesteia, fiecare să ia un animal din turmă pentru fiecare casă părintească, un animal din turmă pentru fiecare casă. Iar dacă o familie este prea mică pentru un miel, să-l ia împreună cu vecinul cel mai de aproape de casă, după numărul sufletelor. Fiecare să socotiți cât sunt de trebuință ca să mănânce un miel. Animalul din turmă să fie fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Să-l luați fiecare dintre miei, fie dintre capre. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea comunității lui Israel să-l înjunghie spre seară. Să ia din sânge și să pună pe amândoi ușorii ușii și pe pragul de sus al caselor în care îl vor mânca. Să mănânce carnea în noaptea aceea, să o mănânce friptă la foc, cu azime și cu ierburi amare. Să-l mâncați așa, să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, este Paștele Domnului. Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceea și voi lovi pe tot întâiul născut din țara Egiptului, de la om până la animale. Voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Sângele vă va fi un semn în casele în care veți fi voi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. Nu va fi între voi nicio rană nimicitoare atunci când voi lovi țara Egiptului. Această zi să fie memorial și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului, din generație în generațiile voastre, ca hotărâre veșnică să o celebrați. Cuvântul Domnului. Din potirul binecuvântat ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. De preț este în fața Domnului, moartea credincioșilor săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoarei tale.
Tu ai desfăcut legăturile mele. Voi aduce jertfă de laudă și voi invoca numele Domnului. Voi împlini voturile făcute Domnului de față cu tot poporul său. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am trimis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: Acesta este trupul meu, cel care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: Acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului. Dau o poruncă nouă, spune Domnul, să vă iubiți unii pe alții așa cum eu v-am iubit. Domnule să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că îi venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale, și că de la Dumnezeu a ieșit și că la Dumnezeu merge, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și a zis: Ceea ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a spus: Nu-mi vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns:
dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a zis, Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine a făcut baie nu are nevoie să spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus, înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, căci v-am dat exemplu ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Cuvântul Domnului. Preasfințite, dragi confrați într-o preoție, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, dragi radioascultători ai postului de Radio Maria, dragi ascultători care sunteți uniți cu noi prin intermediul internetului. Iisus a vorbit apostolilor și ne spune și nouă în această seară, cu mult dor, am dorit să mănânc acest Paște înainte de a pătimi. Cu această liturghie din seara Joii Sfinte, Cina Domnului, intrăm în sărbătorile Paștelui, Triduumul Pascal, trei zile, care ne țin alături de Hristos, care se dăruiește pentru noi, sub chipul pâinii și al vinului, jertfa sa care se va completa sau se va desăvârși în Vinerea Sfântă prin dăruirea de pe cruce și apoi învierea. Trei zile sfinte, trei zile care sunt cele mai importante din timpul anului bisericesc. Astăzi putem să simțim și noi ceea ce a simțit Petru la un moment dat la pescuirea minunată. Atunci Petru s-a simțit nevrednic de ceea ce Mântuitorul a săvârșit și el a spus, Doamne, îndepărtează-te de mine că sunt un om păcătos. Și noi putem spune că suntem nevrednici pentru această zi. Este o zi care ne depășește total. Și cu toate acestea înțelegem că viața ar fi absurdă fără joia sfântă. Viața ar fi rece, fără căldura acestei zile. Că dintr-o naștere geamănă de iubire, acolo la cina de taină, s-au născut din inima înflăcărată a lui Hristos două sacramente, Euharistia și preoția. Și am primit și o lege, legea iubirii. Trăim așadar zilele centrale ale anului liturgic, ale anului bisericesc. Astăzi cu liturghia de dimineață a Crismei, cu toți preoții din dieceză uniți în jurul episcopului și acum la liturghia din această seară, în amintirea cinei Domnului, amintim tocmai instituirea acestor două sacramente. Permiteți-mi să mă opresc asupra legăturii dintre sacramentul central pentru noi, Euharistia, și legea iubirii, care trebuie să troneze
în noi și în comunitățile noastre. În cele două sacramente, Euharistia și Preoția, Iisus ne oferă mărturia supremă a iubirii sale, iubire care este mai puternică decât moartea. De ce? Pentru că viața fără Hristos nu are speranță. Priviți lumea din jur, priviți roadele cuceririlor sale, bunăstarea produce violență, comoditatea duce la sinucideri, timpul liber produce nevroze, se vorbește mult de pace și se fabrică multe armamente. Lumea, dacă privim din această perspectivă, parcă se află sub stăpânirea celui rău. Pentru aceasta vă invit să ne întoarcem la cenacol, însetați ca un om într-un pustiu, obosiți ca cel care vine după o lungă călătorie, poate decepționați ca cei care au descoperit iluzia atâtor vrăji în această lume. Da, uneori suntem decepționați, descurajați de atâtea lucruri, dar nu de Dumnezeu. Și deziluzia în fața acestui spectacol nefericit la care asistăm de multe ori în jurul nostru, trebuie să ne readucă la Dumnezeu, trebuie să ne adune din nou în jurul lui Hristos, pentru că Iisus Hristos este Cel care dă sens vieții. Știind Iisus că i-a venit ceasul să treacă din această lume la Tatăl, iubindu-i pe ai Săi care erau în lume, până la sfârșit i-a iubit. Iisus ne iubește. Ne-a adunat împreună în acest cenacol și vrea să ne spună în această seară că în ciuda tuturor necorespundirilor noastre, El continuă să ne iubească. Când ne-a dăruit Iisus Euharistia și Preoția, știm că exact în cenacol, la cina de taină. Și atunci, pentru a înțelege semnificația, și mă opresc asupra sacramentului Euharistiei, noi trebuie să intrăm în cenacol și să scrutăm toate gesturile pe care Iisus le-a săvârșit la această ultimă cină de pe pământ. Și intrând în cenacol, iată surpriza. Observăm imediat un climat dramatic, un climat de trădare și, într-adevăr, Iisus spune deschis: unul dintre voi mă va vinde. Și îndreptat spre Petru, îl avertizează: Petre, tu te vei lepăda de mine chiar de trei ori. Și celorlalți apostoli le spune cu o suferință amară: voi toți veți fugi și mă veți lăsa singur. După logica noastră, într-o asemenea împrejurare, am fi răsturnat masa prietenei trădate și am fi strigat fără menajamente: plecați, nerecunoscătorilor, plecați de la mine, nu meritați nimic, sunteți oameni vrednici de dispreț, nu vreau să vă mai văd. Dar Iisus nu reacționează așa. Dumnezeu sfidează răul cu binele. Întotdeauna Dumnezeu sfidează răutatea noastră cu bunătatea Sa. Dumnezeu înfruntă puterea imensă a păcatului cu supremația iubirii, pentru că Dumnezeu este iubire, ne amintește clar Sfântul Ioan. Și cu toate acestea, în acest climat al apostolilor, Iisus dăruiește Euharistia. Este un dar nemeritat, dar un dar făcut din iubire. Este un dar gratuit. La începutul cinei pascale, a primei sfinte liturghii, am putea spune, și a primei sfinte împărtășanii a apostolilor, Ioan oferă o cheie de lectură precisă despre viața Mântuitorului. Iisus, știind că i-a venit ceasul să treacă din această lume la Tatăl, iubindu-i pe ai Săi, până la sfârșit i-a iubit. Sfântul Ioan afirmă clar că viața lui Iisus este explicabilă numai la lumina iubirii. Iisus, într-adevăr, a venit în lume din iubire, a vorbit din iubire, a acționat din motive de iubire, a trăit pentru iubire, a murit din iubire, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu
și Dumnezeu este iubire. Sfântul Evanghelist Ioan imediat după aceea povestește cu evidentă emoție un episod în care apare clar, în mod evident, atotputernicia lui Dumnezeu, atotputernicia iubirii. Când Evanghelistul în timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscariotanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a venit și că de la Dumnezeu se întoarce, s-a ridicat de la cină și a pus hainele deoparte și luând un ștergar s-a încins. Comportamentul lui Iisus, iubiți credincioși, este departe de orice logică umană. El știa că Iuda avea să-l trădeze, știa că Petru s-ar fi lepădat de 3 ori, știa că ceilalți uceniți vor fugi cu toții, că îl vor lăsa singur și de aceea putea să se simtă provocat și justificat la gestul de indignare legitimă, putea să închidă acele conturi cu apostolii, depărtându-se pentru totdeauna de ei și în această atmosferă de nerecunoștință, putem să spunem că trebuie să ne includem și noi de multe ori. În schimb, iată, comportamentul lui Dumnezeu începe să spele picioarele trădătorilor, al celor care vor fugi. Doresc să subliniez că în acest gest se manifestă Dumnezeu. În acest gest, Dumnezeu se revelează în modul său de a reacționa în fața trădării, a răutății, a fugii omului. În acest gest Dumnezeu revelează că atotputernicia sa este iubirea. Și noi care suntem de multe ori atât de îndepărtați de Dumnezeu, noi care suntem atât de diferiți de Dumnezeu, ne este greu să urmărim și să ne-l imaginăm pe Dumnezeu în haina slujitorului care spală picioarele. El, atotputernicul, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, este infinit de umil, este infinit de blând, este infinit de răbdător, pentru că este iubire infinită. Sigur că în fața acestei fraze a Evanghelistului, apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins, vedem gestul extrem la care ajunge Fiul lui Dumnezeu, la care ajunge Dumnezeu, care se pleacă, se smerește înaintea omului. Cine reușește să-și imagineze că Dumnezeu se ascundea în acest gest rezervat în mod exclusiv sclavilor? Și pentru ca uimirea să fie totală, este datorie să amintim că Iisus a spălat picioarele tuturor, că în picioarele apostolilor a spălat și picioarele noastre, ale fiecăruia dintre noi. Pentru un evreu, gestul spălării picioarelor era ceva umilitor, era ceva degradant. Ne amintim în cartea Genesei, când au venit cele 3 personaje la Abraham, Abraham a trimis să se aducă apă, un vas cu apă, și a spus ca pentru ca cele trei personaje să-și poată spăla picioarele. Dar nici de cum Abraham, evreu, nu a îndrăznit să spele el picioarele celor 3 vizitatori. Era prea umilitor pentru el. La acest punct trebuie să înțelegem și reacția lui Petru atunci când se simte nevrednic și protestează ca Iisus să nu-i spele picioarele. Petru refuză să accepte această față a lui Dumnezeu, care îi se părea că este un gest prea umil, un gest de bunătate. Petru se teme să stea de partea unui Dumnezeu care se comportă astfel, pentru că el, judecând omenește, gândește omenește, se gândește că Dumnezeu, fiind bun, o va sfârși rău. Și într-adevăr o va termina, o va sfârși pe cruce. Și Petru, vedem că are o altă idee despre Dumnezeu, dar Petru își colectează imediat imaginea despre Fiul lui Dumnezeu, care înțelege și va înțelege în cele din urmă că este cu adevărat Dumnezeu care iubește.
Și după colocviul cu Petru, Iisus dăruiește apostolilor Euharistia. Cine ar fi făcut-o vreodată? Cine ar fi spus acești oameni care urmau să-L trădeze, care urmeau să fugă, că ar merita un dar atât de mare? Și totuși Iisus dăruiește trupul și sângele Său sub chipul pâinii și al vinului. Cu siguranță că Iisus, având în minte, în fața ochilor, gestul apostolilor, se gândea ce vor face atâtea generații de oameni cu Euharistia, câte profanări vor săvârși, câte săruturi de ale lui Iuda nu se vor repeta, câte lepădări nu se vor înmulți, câte sacrilegii nu se vor abate asupra lui Iisus prezent în taina euharistică. Iisus știa toate acestea, dar Iisus, repet, este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire și de aceea în nespusa sa iubire dăruiește Euharistia, trupul și sângele Său. Auzind cuvintele și luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o spunând: acesta este trupul meu dăruit pentru voi, faceți aceasta în amintirea mea. La fel a făcut cu potirul după cină, zicând: acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi. Iată, iubiți credincioși, până unde merge iubirea lui Iisus, dăruirea trupului și sângelui Său, anticipată sub semnul pâinii și al vinului, dar realizată în mod real în Vinerea Sfântă pe cruce, când se va dărui, își va dărui viața în totalitate pentru noi, pentru că ne iubește. Euharistia de aceea rămâne pentru noi gestul iubirii excesive a lui Hristos, făcând prezent în mod sacramental, pentru ca să devină hrana noastră zilnică, să devină viața noastră, atât personală cât și comunitară în același timp. În orice euharistie se împlinesc cuvintele, cuvintele lui Iisus: Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut, iar aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele meu, numele Tău și îl voi face cunoscut, pentru ca iubirea cu care m-a iubit pe mine să fie în ei și eu în ei. În orice euharistie, în orice sfântă liturghie, în orice sfântă împărtășanie, noi intrăm în comuniune cu gestul mântuitor al crucii, care este gest de iubire supremă, pentru a deveni tot mai mult un popor care iubește, pentru a deveni creștini care iubesc cu adevărat, cu aceeași iubire a lui Hristos. Și prin urmare, trebuie să manifestăm acest lucru la nivelul raporturilor noastre personale, de familie, comunitare, de biserică și așa mai departe. Relatările despre instituirea Euharistiei, în care se reflectă o biserică care trăia deja din Euharistie, nu lasă nicio urmă de îndoială că Iisus la ultima cină a oferit ca hrană trupul Său dat, oferit, sângele Său adevărat, adică în semnele sacramentale ale pâinii și ale vinului. El ne-a dat pentru că a făcut să fie proprie, să fie asumată, pentru ca să devină izvor de viață pentru fiecare dintre noi. Iisus, atunci când va muri pe cruce, în actul Său total de dăruire supremă, viața Sa este citită atunci în cheia iubirii supreme pe care ne-a dăruit-o și pe care ne-a arătat-o chiar și în acest moment. Iisus răstignit și apoi înviat este înaintea Tatălui, în gestul Său veșnic al ofertei de iubire, este actul oferit pentru noi toți oamenii, pentru mântuirea noastră. Și acest gest, acest fapt, se face mereu prezent în Sfânta Euharistie, atunci când celebrăm Sfânta Liturghie, pentru că pe altar se renuiește în mod real jertfa lui Hristos. În timp ce se dăruiește sub chipul pâinii și al vinului, se renuiește aceeași jertfă nesângeroasă de pe calvar,
și orice liturghie pentru noi atunci devine o retrăire a misterului pascal, al lui Hristos prezent în mijlocul nostru, dar care moare și învie pentru noi. De aceea atunci când noi ne rugăm la liturghie, la un moment dat spunem, preotul spune, te rugăm cu milință, prin împărtășirea din trupul și sângele lui Hristos, Duhul Sfânt să ne unească într-un singur trup, să ne unească într-un singur trup în jurul lui Hristos care primim acest dar. Tocmai Euharistia nu este dată pentru un scop egoist, ca noi să ne săturăm sau să mâncăm și să bem din, să mâncăm din trupul său și să bem din sângele său, dar ca să devenim un singur popor, un singur trup, în a cărui vene spirituale trebuie să circule iubirea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne apărăm, nu trebuie să ne ferim, cu atât mai mult să fugim de Euharistie, de Sfânta Liturghie, dar trebuie să ne deschidem la tot dinamismul liturghiei, al împărtășaniei și să lăsăm ca Euharistia să lucreze din plin în noi. Numai astfel putem să devenim ruguri arzătoare în mijlocul acestei luni. În 1969, un jurnalist de la BBC a fost trimis la Calcuta să facă un reportaj despre activitatea surorilor Carității, unde era Maica Teresa de Calcuta și surorile sale. Jurnalistul a ajuns la Calcuta, a mers să viziteze prima casă a Maicii Teresa. Erau două camere enorme, în care erau adunați și asistați cu iubire muribunzi, găsiți și abandonați pe străzile orașului. Erau oameni care erau denutriți, piele și oase. Spectacolul era trist, impresionant, dar și repugnant. Totuși, iubirea surorilor schimba atmosfera locului și făcea să fie pe acești oameni să fie fericiți. Mulți vieți, oameni mureau, dar cu zâmbetul pe buze. Erau bolnavi de nutriți, dar aveau ochii luminați de iubirea întâlnită în acea casă. Și Maica Teresa cu surorile ei apărea ca o lampă splendidă în noaptea întunecată a egoismului lumii. Jurnalistul cu nerăbdare a întrebat-o pe Maica Teresa: Maică, unde se găsește puterea pentru a trăi aici în mijlocul atâtor dureri și atâtor mizerii? Maica Teresa imediat a adăugat: puterea noastră este Euharistia. Jurnalistul englez, care nu era credincios, a rămas profund impresionat. S-a întors la Londra și a continuat să frecventeze periodic casa muribunzilor, în care a perceput existența unei alte vieți. După câțiva ani, el a cerut să primească botezul și a devenit catolic și a declarat: am cerut botezul și doresc să devin catolic pentru a primi acea euharistie care în acele surori produce minunea iubirii. Vreau să o trăiesc și eu. Și înainte de a muri, a mărturisit: aceasta este inima creștinismului. Iubirea valorează mai mult decât cultura. O mărturie care ne arată minunea pe care o poate produce mai departe Euharistia și mai ales această minune a iubirii. De aceea, în seara aceasta, celebrând Cina Domnului și celebrând în mod solemn momentul în care Hristos ne dă trupul și sângele Său și ne încredințează porunca iubirii, dar mai mult ne învață care este logica iubirii, și noi suntem aici ca într-un cenacol pentru a primi lecția lui Iisus, tocmai pentru a fi contaminați de această iubire, tocmai pentru a prețui mai mult Euharistia, care este trupul și sângele Său, și pentru a înțelege că în Euharistie se află jertfa totală a lui Hristos. Atunci când contemplăm crucea, ne gândim la Euharistie, și când primim Euharistia, trebuie să ne gândim la cruce. În această seară, cu emoție, trebuie să-i mulțumim lui Iisus pentru că ne-a dat un dar atât de mare și ne-a oferit o lecție atât de minunată. Mulțumesc, Doamne, numai Tu ai spus: iubiți-vă ca frații,
Numai Tu ai spus, cine vrea să fie mare, să se facă slujitorul tuturor. Aici stă secretul bucuriei pe care Tu, cu iubire, ai prezentat-o și noi, cu încăpățânare, nu vrem să o acceptăm. Iisuse, ajută-ne să intrăm cu adevărat în cenacol și să luăm în mână urciorul, ligianul și prosopul. Astăzi, iubiți credincioși, și euharistică, zi deosebită pentru noi preoții, zi preoțească, în această zi domină iubirea. Crucea este ascunsă, dar oferta care va fi consumată pe cruce este deja prezentă în euharistia, care este jertfă. Acest mister este mare. În fața acestui mister nu putem decât să adorăm. Adorarea euharistiei este o lecție a glasului pătrunzător al lui Iisus și este o lecție fericită. Euharistia este o școală de iubire. Să o adorăm, să o iubim, să ne bucurăm de euharistie. Astăzi Hristos ne lasă o învățătură, ne lasă un exemplu, ne lasă un testament, ne lasă o poruncă. Să corespundem așadar unei iubiri atât de mari cu iubirea noastră mică și să-i fim recunoscători. Amin. Un gregavit nos in unum Christe amor. Exultemus et in ipso iucundemur. Time amus et amemus Deum vivo. Et ex corde diligamus nosi vivi receverò.
Deus, gaudium quo ad estime venissum atque probum, saecula per infini vitava, saeculo vorum. Sfințile voastre, dragi frați și surori, dragi și iubiți credincioși, pentru a ne face vrednici de a ne apropia de Iisus, de a primi trupul și sângele Său, pentru a continua în istorie iubirea, trebuie să facem ceea ce El a făcut. S-a dăruit pentru noi, s-a umilit pentru noi. Ne-a spălat picioarele, lucru pe care El a cerut să-L facem în amintirea Sa, adică cum a făcut El.
pentru ca Eucaristia să reverse în lume iubire. De aceea, acum ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină a instituit misterul ce ne face părtași de moartea și învierea sa și ne-a dăruit pâinea vieții. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, desăvârșește cu prezența ta euharistică unitatea bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă, care primim trupul și sângele tău, harul de a fi, prin cuvânt și faptă, adevărați vestitori ai prezenței tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletele tuturor oamenilor foamea după hrana cerească a cuvântului și a euharistiei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Reîmprospătează în toți preoții harul Sfintei Preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă și din mijlocul nostru tineri la Sfânta Preoție. Te rugăm, ascultă-ne! Pe toți răposații care pe pământ s-au hrănit cu trupul și sângele tău, primește-i să se bucure de vederea feței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule veșnic, prin celebrarea morții și învierii Fiului tău, ne asociezi la jertfa lui și ne dăruiești viața dumnezeiască. Ascultă rugăciunea bisericii adunate în jurul Sfântului Altar, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Thank you.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Tatăl puternic veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El adevăratul și veșnicul preot, a orânduit o jertfă veșnică, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră și poruncindu-ne și nouă să aducem aceea jertfă în amintirea Lui. Trupul Lui jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele Lui vărsat pentru noi, când îl bem, ne curăță. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, îți înălțăm imnul de laudă, zicând fără încetare.
Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să o dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarci la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen.
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Temelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Faceți aceasta în amintirea mea. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dăruiește-ne harul ca așa cum ne hrănim în viața pământească, la cina de taina Fiului Tău, tot astfel să ne învrednicim a fi părtași de ospățul veșnic al împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru. Programul pentru seara aceasta și pentru mâine. Pentru că suntem în anul vieții consacrate, în seara aceasta au fost aleși pentru a fi la spălarea picioarelor călugări sau aspiranți la viața consacrată din 4 ordine sau congregații. Au fost călugări de la frații franciscani minori conventuali, de la frații franciscani capucini, de la Don Orione și de la Don Guanella. Acum urmează imediat procesiunea cu Sfântul Sacrament la altarul din partea dreapta noastră, unde va rămâne de acum și noaptea aceasta și mâine pentru adorație. De aceea, acum imediat, după ce se încheie ceremoniile de procesiune și de descoperire a altarului, vor începe 4 ore de adorație, după cum urmează. Acum imediat, toți dintre dumneavoastră care doriți să rămâneți în preajma lui Iisus, după aceea, la ora 9, vor urma tinerii, la ora 10 vor urma persoanele consacrate din Iași, iar la ora 11, preoții și diaconii de la parohie. Mâine, sau în seara aceasta, biserica va rămâne permanent deschisă, dar pentru adorație particulară. Oficial, se face doar până la ora 24. Mâine, pe tot parcursul zilei, începând cu ora 8:30, vor fi ocazii de spovezi pentru toți cei care doresc, iar mâine seară ceremoniile vor începe la aceeași oră, 18:30. Thank you.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Laudă și mulțumire să fie acum și în orice moment. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.